Dacă merge, merge și este vineri seară, orele 18 și avem nou episod de podcast pe Da Bravo și vă mulțumim foarte mult că ați dat drumul la televizoare, radiouri și megafoane și ați băgat și lemne în soba de teracotă. Începem, îi dăm drumul la treabă, am intrat pe aplicația Taz, țac, 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 am luat niște hamburgeri special cu Black Angus de la McDonald's, adică ceva care nu mai la McDonald's găsești, că Black Angus ăsta, în fine, e rar. Pentru cei care nu știți, Kaufland a livrat un bumbu special, un rom, așa, doar ca să ne vină puțin mai multă tensiune în fire, că e vineri seară. Iar la mână, prietenii de la Culto mi-au dat să port astăzi un Maurice Lacroix, modelul Icon, care are afișat retrograd. Bine, arată fazele lunii, chestii foarte interesante, mie chiar îmi place și mă face să mă simt așa, mai culeanu. Așa că dacă îl vezi și voi, intrați pe Culto sau mergeți în magazine și îl spuneți, le dați și mie ceasul ăla de la purta bobonete când era retrograd, el în Mercur. Îi dăm drumul la treabă. Astăzi am invitat un rom în fața mea. Și un al doilea rom, ca zic așa, Dragoș Nichifor, până și numele de familie spune foarte multe. Coțcariu. Coțcariu, asta n-am știut. Coțcariu este exact de acolo, din film. De fapt, aici trebuia Nichifor să ajungem. Nichifor Coțcariu. Nichifor Coțcariu. E un nume, Coțcariu, la noi se folosea pe la Giurgeni, că erai coțcar. Gen. Da. Da, și la noi era o poveste de-a lui Ion Dolăcreangă ăștia. Nu știm exact care dintre ei. Unul dintre ei. Dolăcreangă ăștia. Dolă. Cu ce poveste? Că era coțcar? Nichifor Coțcariu. Nu era o poveste? M-am bombat? Ba nu, cred că era. Ba sunt nu. Ok. Nu, nici eu. Fii atent. Încep cu un clișeu aproape nerușinat, adică îi dăm drumul la interviu, dar ceva să nu te sperie, că după e pregătirea mai... Gata. Fii atent. Spune sincer, ce actor ai vrea să te interpreteze în filmul vieții tale, care se va face peste 50 de ani, nu chiar acum, și cum se va chema filmul? Ce caut eu în viața mea? Așa se va numi filmul? Da. Da. Și îl joacă Dem Rădulescu. Păi e mort, man. Păi în 2050 ceva, fac ăștia, AI-uri din astea. Al învie și ceva Dem... Sanchi. O să fie D-A-M-N Rădulescu. Damn Rădulescu. Mamă, Demrădulescu, ce caut eu în viața mea? Demrădulescu, filmul, da. Filmul despre Grasu, da. Cu Demrădulescu în rolul principal. Și Jean Constantin îl joacă pe Mowgli. Prietenul meu Mowgli, nu Mowgli de la... Nu. Prietenul meu Mowgli. Dacă mai apare încă un rom mic. E mai, și el tot rom, dar mai, da, mic, mai mic. Cu părul alu, exact, da. Și Demrădulescu care joacă un țigan, practic. Da. Care n-a mai jucat el. Care, la Jean Constantin Dumnezeu să-l ierde, intră mânușe Mowgli. Da, intră. N-ai treabă. Are și dreaduri Mowgli, ca să știm. A, da? Deci e un țigan cu dreaduri. Ceva frumos, dar nu știu, nu cred că am mai n-ai avut mai țigan văzut. Fără. Be- Bă, acum nici nu știu cât la sută avem voie să zicem țigan. Aoleu. Păi da, nu știu, e da, voie? De ce? Mi-e rău? Păi nu știu, zi-mi tu că tu ești. Avem bă. Voie să zicem rom sau să zicem țigan, nu știu. Adică de te referi la politicile da, câte? Nu știu dacă avem voie, da, să nu se lezeze cineva. Să zică... Bă, wow. Deci fii atent. A intrat o vorbă la noi în grup, că tot intră vorbe, știi, gen... How, bau, nu știu, nu vine acum, da. Să zic, mă lot, sacâz, ce ne vine o la gură. Și a intrat vorba asta, acum toată mea o să se supere, așa, o să zice, o vorbă de asta, știi? Da. Gen care nu, n-ai cum. Ăsta chiar n-avem cum, exact, să-l dăm. Exact, n-avem cum, adică, să-l dăm, știi? Da. O să... Și noi între noi, o să, nu știu ce, ha-ha-ha, hi-hi-hi, dar avem un prieten care e negru. Da. Rău. Nu Harvis, trompetist. Nu e negru. Nu e negru. Nu e negru. Nici negru nu avem voie să zicem. Really? Avem? Avem și noi, să știi că avem în echipă la Las Ferbins, dar noi am găsit și am zis coșarul. Și închipuieți că vine Harvis la studio și primul lucru, o să... El. Nu, noi. Oh. Și el? Ce a zis? Și el zice, o să... Ce să mai zică, înțelegi? Deci asta cu țiganii și cu păi negri, da, nu știu. Dar la voi oarecum e legal, că și voi sunteți... Cumva, da, eu am permis, cum ar veni, că fiind țigan, am un soi de semi-permis, ca da, să atunci zic. Atunci dăm permis ca astăzi când vorbim în podcastul ăsta, că doar cu tine vorbesc. Exact, ai și tu un semi-permis azi, te rog, cumva. Mulțumesc mult. O să avem numai blupuri pe începutul ăsta. O să zic că lumea a început interviul de un sfert de oră, dar n-am înțeles mare lucru. Decât când blup, ai zis blup, 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 o să mani. O să mani. Hai să ne ferim, o să... Asta cu țiganul rămâne. Eu am zis la România Otan, că mi se pare că mari, o mare parte din mari artiști ai noștri naționali au fost țigani.
Dacă stai să o iei așa pe mână... E ca la negri. Nu înțeleg ce, de unde melatonina asta face atâta creativitate și atâta soul, dar e ceva. Da, ceva, ceva e. Este. Și tu ești un pic țigan. Băi, un nu pic. Pot. Am crescut printre ei așa ca vezi, genă s-a luat, nu am. Se ia. Da. Din partea, lui, se ia. Din partea lui tata n-am avut, dar din partea lui mama, fratele bunicii mele era lăutar și am crescut în Valea Roșie, pe vale unde se făceau repetițiile, se făceau în curte, adică erau la chiloței, la acordeon, la alea, puneau două boxe de la Mar Marshall, la drumul la grătar și acolo venea unul, domnule, că am auzit Nanelule, a venit unul cu vioara de nu știu unde, dacă vrea să luăm. Ia vină mă tată încoa, băga vioara, aia începeau... Jam session de ăla. Da, și unii dintre ei, unii erau... Bocci? Da, și unii erau, nu, nu, unii erau români, unii erau țigani, erau un amestec. Nu, bocci, adică nu știau să cânte. Bă, da, unii care nu erau excluși, bă, nene, du-te, vezi de treaba ta. Asta zic. Și am crescut printre ei. Până pe la vreo 6 ani știam și o boabă. Boabă, da, adică înțelegeam. Eu nu știu aproape nicio boabă. Eu mi-a rămas decât șocârțai pârțai, mai beșeau, nu mai știu de-astea. Știam și capra cu trăiescu, era un caprino cu trițugurino. Nu știu. Eu știam capra cu trăiesc, dar nu mai știu, era un caprino cu tri zugurino, zuguri baro, zuguri mijloc și zuguri țâvno. Dar nu mai știu. Da. Acum nu mai știu. Ce învățam să și eu? Ce învățam la grădiniță baro, școlii? Asta e new shit. Bă, am crescut pe stradă, na. Și atunci, ce să facem? Ce să facem? Tu ești născut la Buhuș, de unde vine și vinul ăla de căcat? Care e vinul ăla de căcat? Eu vin de la Buhuș de căcat, nu știu. Je ne sais pas, am plecat de mult, dar acolo la Buhuș era plin de țigani, orașul. Na. Adică, era. Cred că e pe o rază de mai mult de 200 de kilometri dacă stăm să ducem spre și mai nu, jos. La Buhuș chiar era de la fabrică, la textila, era fabrica textilă, toată lumea lucra acolo. Numai tata era lăutar și maica era casnică. Apropo de ei, deci ești născut la Buhuș și la distanță de 13 ani de la fericitul eveniment ai rămas fără părinți. Adică te-ai născut tu și așa. Și sora ta a preluat toate sarcinile de la 17 ani și a trebuit să fie mamă, tată și așa mai departe. Da. Crezi în asta? Crezi că există o balanță? Adică dacă viața îți ia ceva, îți dă ceva pe altă parte? Sau? Absolut. Da? Absolut. Cred, da. Cred în echilibru ăsta al universului. Deci cred că există. Nu știu acum să zic, domnule, că cred că aș fi fost alt om dacă trăiau ei. Că n-am avut nimeni ce să-mi zică mie de la 13 ani. Oricum eu eram cu muzica de mic, dar la tata nu-i plăcea că eu eram cu muzica de mic. Înțelegi? De ce oare? Că el era lăutar și n-ar fi vrut să fie, știi? Și atunci el nu vedea că cine știe ce se întâmplă în viitor. Vedea că o să fac același lucru care îl făcea el. El era lăutar pentru că trebuia să câștige un ban și absolut, să mă întreține. Da. Nu că el profesor de muzică. El profesor de muzică. Printre țigani era singurul care știa note. Da, da, da. Înțelegi? Restul cântau după ureche. Erau urechiști, da. Și de-aia nu vroia să fac muzică. Dar eu eram numai cu Irina Margareta Nistor în cap. Nu, acolo am învățat engleză de la doamna Irina. Și muzica. Mi-a dat castofon de mic, tata. Asta a fost greșeala lui. Al meu. Aici ne asemănăm. Să știi că și eu muzica am preluat-o tot de la un castofon. Ții minte, era un castofon roșu Sanyo și ascultam supat. Că tata asculta Joey Cocker, Santana, Jimi Hendrix, ceea ce n-avea. Bine. Ah, ok, că era pe timpuri, cum ar veni. Și mă băgam sub pat, pe încet așa și așa am luat-o. Și ne mai aseamănă o chestie. Mama m-a născut cu ceva probleme și vreo 3 săptămâni a suferit și în alea 3 săptămâni am fost alăptat de o țigancă. Și pe mine m-a dat la o țigancă să mă înțarce. La tine invers, tu sugeai prea mult și că na... Și eu nu vreau să las tâta. La 4 ani, men, te-au înțărcat. La 4 ani, da, sau 2 deci ani. Deci mai aveai puțin și aveai noapte pe mustață. Gen, eram și foarte tactil. Înțelegi? Exact, până pe la 6 ani eram, știi, cu mâna pe... Da. Și o verișoară de-a mea m-a lăsat toată să dorm la o mătușă de-a mea. Da. Și m-a pus în pat și eu... O să mă ierte Adina acum, dar e adevărat. Da. Da. Și semăna cu mama, adică era... Și la 4 ani te-au dat câteva zile la niște țigani. M-a dat vreo săptămână, două, nu știu dacă chiar 4 ani, că țin minte că am zis asta cu 4 ani și sora mea a zis, băi, dar nu fii idiot, că nu cred că aveai 4 ani. Sora mea avea vreo 8, deci aș știe mai bine. Mai puțin. Cred că mai puțin. Se întâmpla liceu, nebunule.
Da, nu, a fost ok. Nu mi-aduc aminte perioada aia, dar cred că m-a format, ca să zic. Da, acolo a fost. M-a pregătit pentru viață. Dar crezi că atunci când ai fost dat la țigan, poate zilele alea cât ai stat la ei ca să te înțarce, ei ți-au implantat și ceva în zona asta artistică, să-ți fi pus microchipul ăsta de talent? Nu, asta e de la tata. Asta e de la tata. E de la tata, sigur. Doar de la tata. Eu l-am văzut pe el tot timpul făcând asta. În continuu, adică nu făcea nimic altceva. Dar mergea la pește și nu prindea. Era pescar? Da, și nu prindea. Dar cine a zis că pescarii prind pește? Păi asta era o discuție întreagă asta la noi la studio, cu cine a zis că pescarii trebuie să prindă pește. Nu, nu, nu există. Te duci la pescuit de plăcere. Exact, de grătar. De ce de vrei de mâncat. Dar apropo de asta cu părinții, spui că cea mai faină perioadă și de fapt ceea ce regrești cel mai mult de pe vremurile alea este liniștea pe care o aveai în familie până să plece ai tăi. Era o liniște, un soi de liniște pe care n-ai mai regăsit. Era o dragoste, era o dragoste mare între ei. Da? De dovadă că taică-mi s-a dus după maică mea la 6 luni, gen. De dor? Da. Era și bolnav, dar n-a mai avut tragere cum ar veni. Da. Dar era un soi de dragoste de asta, nu știu cum să explic. Și o liniște și o care nu... La țigare oricum e un soi de intimitate de asta în familie, nevorbit așa, nu știu, la români nu am văzut în multe locuri. Crezi că țigani, e o diferență? Da, e o diferență culturală, direct. Adică nu... Asta maica da, mea da. Nu mi-a zis niciodată te iubesc, mie, sau taică-miu, da. Dar îi simțeai peste tot în continuu, adică... Era o pupătură continuă. Păi, cred că e mai bine și o îmbrățișare decât să zic că te iubesc, dar să n-aibă niciun sens. Exact. Știi că sunt unii părinți care folosesc asta ca bună ziua și... Gen, da. Dar a fost un moment, perioada aia până la 13 ani a fost ca în filme. Cred că asta m-a stricat cu femeile pe mine, nu știu. Da? Dar apropo de partea asta, ce alte lucruri îți mai plăceau la copilăria alături de ai tăi? Și ce similitudini găsești acum când vine vorba de Maria, de fetița ta? Crezi că, adică vezi că se bucură de chestii care te bucurai și tu în copilărie? E foarte greu, că Maria stă cu mine cam o săptămână, 10 zile pe lună și e foarte greu să reușești cumva să clădești chestia aia, pentru că aia era între maică-mea și taică-mea. Da, iar da, noi eram, iar noi observam. Și taică-mea era mai puțin pe acasă, dar ei doi când erau împreună erau foarte conectați, știi? Uh-huh. Nu știu, acum mai am aflat povești după ce au murit. Că mergea tata și da, mergea tata la servicii și zice: m-a nebunit țiganca, a mâncat vași gura voastră, m-a zăpăcit, înțelegi? Dar noi nu simțeam asta, adică n-am simțit-o niciodată. Nici bani prea mulți n-aveam, dar nici aia n-am simțit. Păi, na, unde e dragoste? Dar erau foarte artiști amândoi, asta pot să zic. Maica mea citea foarte mult, citea câte o carte la 2-3 zile. Care eu citesc 2 pagini la 2-3 zile. Și eu am și adorm. Foliculită acută și adorm, da. E o boală. Și la asta. Alea audio adorm. Adică la alea adorm mai repede. Vezi? La alea citim mai forțe până mă ustură ochii puțin. După aia adorm. Dar taică-miu era cu muzica și maică mi-a ascultat alea vechi. Manele vechi, auzi, muzică lăutărească. Lăutărie. Și pe partea alta era Benson și Stevie Wonder și de astea grele, știi? Dar taică tu când a văzut că tu asculți alte lucruri? Când am început eu să ascult rap, da, înainte să moară tata, da, mă dispera. Ce e aia, mă, MC Hammer, mă, ce e aia, MC Hammer? MC Hammer, mănânci Hamsi, ce ai, ți-e da, rău? Da, da, nu înțelegea. Nu înțelegea și râdea de mine. Și prima formație, de aia mi-s și dragi acum, cu care m-am conectat eu cu tata pe plan muzical, că îți dai seama, eu îl vedeam, știi, the da, best of the best. Da. A fost Jamiroquai. Mi-am luat o casetă cu Jamiroquai, primul album, și când am dus-o acasă, m-a luat... Care el nu mă ducea la crâșmă la repetiții, când se întâlnea cu băieții, eu mă rugam tot timpul să mă ia și pe mine. Da. Nu mă ducea, dar în ziua aia, când i-am dus caseta aia acasă, ascultat-o, și m-a luat și m-a dus la servici și a zis: ascultați-mă ce ascultă Fimiu. Și a pus caseta aia și toți s-au căcat pe ei. Și nu s-a uit toată viața. S-a produs conectarea, cum ar veni, a zis: păi muzică, cumva. Acolo, cumva, era el mândru de mine că ascultam eu, gen, vezi, Doamne, un soi de funk, jazz sau ceva care îi plăcea și lui. Cu fie ta ce asculti? Ce îi place să asculti? Fii mea ascultă ABBA foarte mult. Da? Da. Mă, să ascultă ABBA și eu ascult ABBA, nu zic că nu. Dar știe melodiile la... Se uită, când este o mașină, se uită pe tabletă așa și o văd că începe să cânte după ABBA. Și pe partea asta de rap, nu n-are? Știe de Dragoș XXL. Atâta știe, dar în rest nu...
Dragoș nu prea are trage, este... așa zice ea, na. Care dintre Dragoș ești? Că înțeleg că mai era un Dragoș care răspundea la telefoane și antama concertele. Și erai totul. Și te-ai gândit să te cheme tot Dragoș, doar că schimbase celălalt. De la salată, bro, e greu. Vin cu ies cuvintele greu. Fieta face 5 ani, nu? În iunie la anul, acum are 4 ani jumate. Pe ce dată e în iunie? Pe 4. Când ai zis 4 ani, că ești 14. Eu sunt pe 14. Sunt lecții care au început să-ți vină din partea ei. Acum e o perioadă în care copilul este și ca buretele, între 4 și 6 ani, asimilează tot, dar pe de altă parte și când îți dă de ești pe genul... Le da, mi le mai dă de mă blochează, dar cel mai rău mă amuză când folosește expresii de ale mele. A, da? Da. Și odată eram în mașină, la drumuri lungi, eu nu le fac, nu prea știu, și iau pe un prieten de meu, mă duce și... Și ăla era în față, eu cu Maria în spate. Și o întreb, Marie, ne oprim la McDonald's să mâncăm? Da. Și mâncăm înăuntru sau mâncăm aici în sacâz? Eu. Bun. Mâncăm aici în sacâz. Am murit și eu și Cristi, eram terminat. Mâncă aici în sacâz. La deci mine... dai, nu, e forță. La vârsta asta e forță. Și la 9 ani sunt, adică... Cred că acolo e mai deep un pic. Dar e fain așa, știi, pentru că ei fac la o școală care se vorbește foarte mult în engleză. A, da, și Mărie rupe. Da, și sunt de-astea pe română care, adică zile trecute m-a întrebat Maria pentru ce-i trebuie lui mami când e la ciclu bombeu. Și am zis, da, nu știu de ce folosește mami bombeu. Zic, da, unde ai văzut? Și am zis, păi nu sunt niște chestii așa mici, bombeuri. Și am zis, nu sunt obeuri. Obeuri sunt alea, nu-s bombeuri. Mieros, bombeuri. Bibi. Unu, doi la mână, mi-a zis zilele trecute că îi se formatează un coș undeva pe față. Și cea mai tare, bidoncul. Când era mică, tot pe muzică, pe nu știu ce, să-i pun bidoncul. Să-i pun melodia cu bidoncul. Mă, zic, nu, tastam bidoncul, nimic. Dar zic, cum e? Nu știi, nu știu ce. E... Bidoncu, 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 cine o cântă? Ghesu. Și am zis, Ghesu, bidoncu. Niciodată. Și nici a venit Cătăin acasă și a zis, e Cupidon. Și am zis, bidoncu. Că refrenul e legat cu bidoncu, cu bidoncu. Și era bidoncu, mă. Și după ea chiar a zis, la un moment dat, eram adunat, nu știu unde. Nu știu nimic. Și a zis că noi ne-am îndrăgostit, că a tras bidoncu cu arcul. Că... El era cu bidon, adică ea, dar se chema bidon. Bidoncu, da. Da. Da, sunt bine. Mărie mai zice uneori când îi zic ceva că n-are voice, really? Da. Că eu am faza asta cu really și am luat șansa. Really? Really? Daddy? Really? Da. Te pune pe gând. Dar asta cu engleza am observat că toți copiii de la grădiniță, wow. Adică toți vorbesc engleză. Da. Bine, Mărie și rupe filmele. Uite, asta e o chestie care îmi place să fac cu Mărie. Să te uiți la... Să ne uităm la filme. Dar filme, nu tâmpenii. Asta îmi place foarte mult. Eu m-am uitat la... Bine, și mergeam și la filme, la animație. Și acum am început, după la 9 ani. Adică acum mă uit acum la Squid Games. A apărut o nouă serie Squid Games în care nu-i mai omoare concurs. Și mă uit și îi place. Da, e o chestie care mulți copii nu o fac. Să se uite la un film întreg. Dar la ce fel de filme? Ce film ați văzut ultima oară împreună? Indiana Jones. A, deci complexe, cu actori. Da, și mari. Vorbim despre ce te doare, ce mă doare, ce s-a întâmplat. Adică asta e o chestie foarte mișto, că eu iubesc cinematografia de terminat. Tare. Și ea a luat cumva chestia asta, că măsa nu se uită la filme. Dar ai jucat într-un film? Eu? Da. Nu? Și nu te-ai gândit dacă tot iubești cinematografia, n-ai dat curs la o invitație de genul? Mi se pare greu. De ce? Mi se pare foarte greu să fii actor sau regizor sau orice. Păi și ce crezi? Mie regia mi se pare cea mai grea meserie din lume. Regia, dar asta cu actoria, dacă ai un regizor bun și care spune ce să faci, cum să faci, crezi că n-ai putea? Nu prea îmi place pe mine să mă văd eu pe mine. Îmi place. Narcisist de ăsta, eu nu pot decât pseudosemi. Eu când aud grași talentați care nu vor să bage în asta, eu nu pot decât să mă bucur. Nu e ca și cum îmi doresc să te faci tu actor și mâine cum să răciți, te sune Buliga. Mi se pare foarte greu. M-a sunat odată Dragoș Buliga. Asta zic, dacă spun o pălărie a fost la Las Fierbinți
La început, mega la început. Da. Când a făcut de Crăciun ceva cu un cal care vorbea, da, ții minte? Și s-a gândit Buliga să mă... Eu stăteam la două blocuri, ne stă micuțul acolo, da, în spate, la, da, studioul Buliga. Zice, ai mă, vino să faci și tu o probă din asta, să văd. Dar eu eram căcat pe mine. Când m-am dus acolo și nu știam, nu mai țin ce am făcut. Și Buliga din primele două minute a zis, hai, du-te acasă. Nu, no, n-are niciun rost. Lasă-ne. Hai, lasă, e ok, Dragoș, e ok, merge acasă. Nici voci? Nu te-au chemat să pui voci? Păi la, nu, voce. Că... A, acum erai vocea calului. Vocea calului, eu eram eu. Și pe mine, eu eram fan la Sfierbinski de când a apărut, m-a spart, adică nu eram... Era tare apărut. Să-i făcut doar asta, vocea calului și toată viața ta, când povestești de cinematografie, să zice, am avut și eu la un moment dat o tangență, am fost vocea calului în episodul nu știu care. Nu, dar mi se pare foarte, foarte greu. Deci meseria asta de regizor și de actor și de asta mi se pare foarte greu. Ca să faci ceva mișto, mi se pare foarte greu. E muncă, na, dedici, da. Te ca un bolnăvești la un moment dat. Îmi presupun. Da. Îmi presupun. Eu nu muncesc foarte mult. Ba, muncești tu, dar presupun că stai la studio foarte mult, adică... Stau la studio. Cu... Nu e curent. E curent, dar tot stau. E praf? E și praf. Mai strânge tanti Mariana praful din când în când. Dar nu muncesc atât de mult, adică nu simt că poate, na, nici tu nu știi, dar cred că simți. Nu simt că muncesc atât de mult eu. Adică am muncit foarte mult la început, dar n-a fost muncă, nu? A fost joacă. La mine a fost joacă. Eu la mine de la primii bani am făcut din muzică la 28 de ani eu. Am fost cal mort până la 28 de ani, literally. Dead horse. Și de la de la 14 la 28. Deci 14 ani de zile am făcut muzică și n-am făcut niciun ban. Dar bolnav ești, nu? Nu, mi-e rău. Atât. Acum vreo 11 ani ziceai că peste 10 ani te vezi bolnav, dar sper să fii sănătos. Da. Cum vine păi asta? E filmul ăsta cu tata care a murit la 43, da, la anul fac 43, mama a murit la 40, da, deci pe mama am trecut-o. Da, ai trecut un hop. Un hop s-a, da, trecut, urmează celălalt. Nu, sunt idiot, mai zic și eu chestia așa de nebun, dar... Da, acum nu mai am cum, nu era Maria când am zis chestia. Acum nu mai am voie să mor. Trebuie să ai grijă, să mergi la sală, să ții diete. Eu, gură, de unde? Hamburgerul ăla e mai bun, ălalt. Ăla de puerc. Twerk. Ăla de puerc e mai bun decât ăsta. Decât ăsta? Zice șeful de la Taz, de la McDonald's. Îi anunț. Am mâncat, că eu mănânc când iese... Ești gurmand asante. Sunt fan McDonald's. Când iese, pac, hop, la morarilor. Te tristestezi. La morarilor, pam. Îți place cu popica, gătești? Maxim, maxim. Ce gătești? Numai când e mărie la mine. Și ce gătești? Ce-i place? Lumărie, îi plac pastele foarte mult, da. Și mie îmi plac, nu mai pot. Le rup în două. Dacă am usturoi și ulei, e de ajuns. Fac paste în orice. Eu fac și cu sparanghel. Cu orice? Găsesc cu orice și e deci bun. Mi se pare că oricum pastele merg, poți să le faci cu orice, doar că e o fandosire de asta generală în care zici și... Fai de mine, a pus parmezan peste pastele cu creveți? Nu se face așa pot, ceva. Nici eu nu pot. Nu se face, dar nu pot. Eu... Nu că nu se face, nu pot eu cu creveți, nu pot. Nu, nu-ți plac creveți. Îmi plac cu creveți, dar nu să pun parmezan. Nu o să pui parmezan. Aia ești fandosit. Adică ești de la de-aia ajuns cu gătitul într-o anumită zonă în care zici never parmezan. Cum natul meu italian. Mamă, de aici, de-aia nici nu rup pastele dacă faci dacă asta în fața lui. Deci când am venit în 94 prima oară cu natul meu, ții minte în 94, ții minte filmul ăla Occident? Da. Când îi zice măsa lui aia, Papadopoul cu Tania Popa, când, da, îi zice măsa lui aia, erau la McDonald's, de bea apăruse McDonald's-ul. Așa eram, în zeama aia, gen the fuck is McDonald's, știi? Și îi zice aia, mamă, te gândești cum ar fi să poți să mergi să mănânci în fiecare zi la McDonald's? Da, da, da. Dacă se combina cu italianul, ar fi avut bani să meargă la McDonald's. Și atunci ați minte că în perioada aia italieni mulți veneau, știi? Sora mea s-a cu cumnată meu. Și atunci am aflat eu prima oară că noi luam cu lingura și făceam cu lingura manevra aia, știi? Niciodată n-am făcut asta. Și făceam cu lingura și s-a uitat la nu știu ce. Dragoș, italienii adevărați nu mănâncă cu lingura, de să mănânc și am ținut-o minte, adică... Doar cu furculița, ca să zic, paste, creveți cu astea, nu merge, înțelegi, deci... Când a apărut McDonald's-ul, era deschis la Obor. Primul magazin cred că a fost la Obor. Nu știu dacă a fost primul la Gara de Nord sau la Obor, dar era la Obor. Eu nu eram în București. Nici eu nu eram în București și... Era springtime la noi. Eram subozia la liceu și fiadă, se făcea chetă. Aveam surse care ne sunau și spuneau că au băgat Blugi Big Star la Unirii.
Și când veneau Bruce Big Star la Unirii, se făcea drum. Se făcea drum și făceam drum doi sau trei, nu puteam toți. Se strângeau banii, se făcea listă cu mărimea de blug fiecare și McDonald's. Evazați, nu știu ce, dar și de fiecare dată la final toți scriau și dacă mai rămân bani. 8, 9. Și știu că ne întorceam cu blugii, aveam, zici că eram bahara, țigăncile deveneau cu hainele în slobozie, aveam câte 10-15 perechi de blugi și 8-9 sacoșe inevitabil de hamburger reci. Adică, bă, și mâncam, deci mâncam până dădea boala noi, efectiv, două zile nu mai mergeam la școală, adică nu mai mergeam la liceu, că eram, te dădea peste cap, mănânci 1-2, da. Și la un moment dat găseam, îi puneam și puțin în tigaie. Îi mai perpeleam puțin, că ni se părea că e pâinea nefăcută. Asta, că era rece. Oh, God. Dacă Dragoș s-a născut la Buhuș, acum multă vreme, Grasul XXL, câți ani are și când s-a născut el? În 94, înainte de Grasul, am avut o formație. Înainte de orice am avut o formație de rock în clasa 5-6. Ca ce chestie. Se numea Mămăliguța. Pare genul ăla de rock heavy metal. Nu era heavy metal, eram alternativ, adică nu. Mamă. Eram pe deep. Mămăliguța. Și după aia a fost după ce a murit ai mei, m-am apucat de rap și am făcut o formație care se numea Futangii. pentru că cu Mămăliguța nu v-a mers. Nu puteai să mergi la Futuș și să zici sunt Dragoș de la Mămăliguța. Era, pleacă-mă de-te dracu de aici. Bă, normal că te apuci din cauza fetelor, știi? De-aia te apuci. Sună mai legitim asta. Bună, eu sunt Dragoș de la formația Futangii. Vreau, zicea ea. E sătură de Mămăliguța. Și era unul care îl chema Fu, da? Și eu eram Tangi. Mamă, băi. Am rupt-o. Băi, dar cum vă gândeați voi ce se simte, ce brainstorming-urile dracu era și acolo. La vreo un an după aia, cred că s-a născut Grasul XXL. Deci cred că era în clasa la 8-a, la sfârșit. Și ai băgat la început cu Paco, nu? Am băgat cu ăștia, cu Futangiu, vreo 2 ani. Într-a 9-a, la sfârșit, m-am întâlnit cu Paco. El era din Piatra, eu din Bacău. Da. Și a venit Gagiu odată la Bacău. N-aveam ierburi, n-aveam nimic atunci, mai beiam, mai ceva, stăteam în centru mai pe pietre. Mai beiam, dar nu prea, că nu mi-a plăcut machiala mai niciodată. Mai beiam, mai... Și s-a apucat Gagiu să facă freestyle, mâncați-și gura ta, în centru la Bacău și începea să zică de... Și eu eram... Mi-a explodat capul, că nu mai văzusem. Da. Dai seama, 95, eram... Mă, ce dracu face asta, face versuri așa pe loc? Nu știam noi ce e la Cypher, ce e DJ, adică eram foarte hazy treaba, știi? Și am zis, Jesus, fuck, trebuie să stau lângă ăsta, că e prea deep. Și atunci ne-am împrietenit foarte mult, am plecat de la Futangii. Da, era fost, prea low. A fost bine, da. Da, era, trebuia să trec la următorul nivel și atunci m-am întâlnit cu Paco. Și până în 2005, deci vreo 10 ani am fost împreună. Și am făcut și un album împreună, 99. Și el era sursa ta de wannabe? Sau altcineva? Adică ai avut idol printre muritorii noștri de rând sau ai vrut de la început să fie al patrulea membru când de la Beastie Boys? Când eram în clasa 9, toată lumea îmi zicea Biggie, că aveam și o pălărie și semănam cu Notorious B.I.G. Dar mie îmi plăcea de Uzi și de Vexatul Vex, care erau în tabere complet diferite, nu se înțelegeau deloc. Ăștia doi erau așa, dar mie de aia îmi plăcea. Dar rap românesc nu prea... Eu m-am considerat numărul 1 din start. Eram... Fii atent că acum ceva lung. Mă gândeam așa să fie un moment în podcastul nostru care e și din inima mea. Și să spun că peste toată cariera ta, știi că apreciez ceea ce faci cu sufletul și caritatea ta și milostenia ta. Și m-am bucurat atât de mult când am văzut-o pe Sandra în videoclipul tău, în Turbofin, pentru că am zis, uite, domnule, un om care se gândește și la Nadia cu mânecea noastră. Pentru că, totuși, Sandra Romain, pentru tinerii care se uită la podcastul nostru, a reușit la 3 bârne, la 4 paralele, ceva ce nu s-a văzut la nicio olimpiadă. Eu, cum să spun, pentru mine, Sandra Romain și Veronica Avluv, care și ea, aproape dumneavoastră, să ierte, dar încă internetul o ține în viață, au fost, cum să spun eu, pentru toată vârsta, așa...
o bucurie, o plăcere de aur. Iar când am revăzut-o în, în videoclip, din momentul ăla, turbofim pentru mine, este raiu. Eu nu aud ce zici tu acolo, eu aud îngeri, coruri, trompete și când o văd cum dă cu aspiratorul și... Am vrut doar să menționez că acolo m-ai tulburat profund și am zis, uite mă. Și eu am fost tulburat. Uite grasul. Uite grasul. Andreșan era lângă mine. Adică. Andreșan a combinat-o pe Sandra, nu? Băi, a fost genial. După ce făcusei concerte, că tu la început ai mers cu Laura, nu știu ce concerte, cu show-uri erotice. Am făcut un turneu ceva, da. Turneu. Dar ea e, cum să spun eu, băi, Sandra Romain e Sandra Romain. No comment, man. Dar era fost peste tot. Deci da. În perioada adolescenței era Sandra în continuu. Primul film care s-a numit Pornostar. Cred că dacă caut acum în toate CD-urile, DVD-urile care le am cu filme porno, că da. Cred că le mai am pe undeva. După ODC, OCC++, ții minte alea care cârâia dial-up-ul. Stăteai să încarci. Stăteam, nu adică mă jucam. Dura, dacă nu mă jucam. Dacă aveai gândul să faci o labă, trebuia să-ți vină de dimineață. Și te pregăteai până seara. Exact. Și trebuia să-ți meargă dial-up. Da, uite, vezi, eu mai aveam și niște prieteni care aveau ăsta de chat când apăruseră, da. Știi? Și avea țeavă lungă, mare. Și trăgeam multe, trăgeam CD-uri ca să am în viitor să mai bă, existe problema asta. Bă, să știi că și CD-urile când se mai zgâriau, n-ai avut momente era în care... Era problemă, că se oprea exact când nu trebuia. Bravo, mă. Și nu ce era făcut? Okay. Continuai pe stop cadru sau? Nu put, n-avem cum, că noi bărbații suntem da, foarte frate. Vizuali. Niciodată n-am putut. Nu aveam prieteni care continuau pe stop cadru. Trebuie să rezolv problema. Nu. Bă, trebuie rezolvată problema. Bă, eu spun... Rezolvată problema. Cum. Eu mă da. Opream și eram la modul nu. Nu e ok. Și scoteam CD-ul și vedeam zgâria că l-aveam dat. Și cine mi-l adusese înapoi era zgâriat și iar trebuia să-l faci rost. Că avea CD-ul stricat. Bă, acum trebuie să spun că a fost o perioadă în care n-am mai avut nevoie de CD-ul la Sandra Romain, adică... Ți-o imaginai? Bă, am fost foarte mult plecat cu ea. Am umbrat prin lume, am fost în locuri. Peste tot prin apartament, prin garsoniere, pe unde o prindeai? Da, și eu, da, nu, Sandra a fost. A fost bă, lăsând asta pe lângă prezența ei, Turbofin este, mi se pare... Magaua aia urâtă, grasul XXL, the best. Din punctul meu de vedere, că acum gustul Lena se pot discuta. Și mie mi se pare da, cea mai bună melodie care am făcut-o. Tora Vasilescu, Mălai Mare, Meryl Streep, e ceva acolo. Sunt puțini care înțeleg referințele alea. Bă, sunt faine. Dar e cum Mama Mia Meryl Streep. Mama adică Mia e... Meryl Streep, da, știu. Și ce m-a bucurat pe mine foarte mult, că a reacționat foarte multă lume din toate domeniile. Nu doar... M-a sunat Dani Iliescu de la Timpuri Noi atunci. Da, i-a plăcut. Și mi-a zis, Jesus, fuck is this? Bă, unul la mână, că începe într-un fel, adică... Da, Miț a făcut beat-ul ăla. Da, și da, beat-ul ăla da. A stat vreo 3 ani până l-am ciocănit. E foarte șmecher beat-ul. Și versurile alea tot scriam câte două măsuri, băgam la cap, mai ziceam la prietenii mei 2-3 vorbe, râdeau aia, se cau, ziceam, ah, ok, așa, bag-o pe aia. Pe lângă beat, de se întâmplă, mai face plăcere să pun muzică și la petrece. Și e un soi de pe bune, ce zic eu acolo, da? Ca și în stand-up, da? Bă, pleci de la o chestie care e reală și tu o marțafoțezi ca să fie treaba, știi? E dar era bine. Pe bune, eu cu Miță, într-un club, da. Și două trecute de prima... Milf. Și după câteva pahare, deodată parcă era tot ok, nu știu, știi? Pac, da. Țac, 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 era pacata, știi? Deci, no. Mie mi-a plăcut, e o bună perioadă de timp, trebuie să-ți recunosc că m-am gândit că are legătură cu Milk și că e o greșeală. Pentru că mă gândeam, țâță, Milk, bătrână, mamă. Dar nu cred că nu știai asta cu Milf? N-am avut nicio treabă. Așa, wrong? Da, după aia... A, dar tu cu engleza, baba și mitraliera un pic? Da, mă, da. Ia zi lui Maria, mă, să te ia la... cursuri, păi, că nu e ok. Spectacol, turneul meu s-a chemat Pump Up the Jam pentru că Technotronic la mine i-a trimis, băi, a trimis doar asta de la Technotronic Gagica de cântai, au trimis înregistrare cu mine, mă. Nu cred. Ba da, nu mai știu cine a făcut asta, mi-a scris zilele trecute și a zis aia că n-a recunoscut nici măcar aia un aici. Cuvânt. A venit, da, venea în coa, da, și au trimis de o clip că dacă ar vrea să se întâlnească cu mine, că... Care tu? Eu am rupt cu... Pom, pompi, rap, pai un firom, tu rompi, luptă jemne, pompe, pompi, rap, a little more, catch a party or an next floor. How a, a flet you say, catch a furry. A flet you say, aia știu și eu. A, păi, how a, a flet you say, catch a furry on a fortune, hai. Make my day. Hai mă că știi. Ce bine, dracu? La mine toate erau. Eu și dansam, eram...
Bravo, mă! Rupeam. Păi am început, bine, am început ușor, am început timid. Nu m-am lansat foarte puternic pentru că engleza mea era din Dallas și nu știa exact deci ce tu cu Irina Aristor nu... Și cu Irina Aristor, dar Dallas-ul m-a ajutat, dar am luat-o ușor, cântam doar la urechea ei la Casablanca și mă băgam doar pe refren. A kiss, a kiss, a kiss to say goodnight. Mă punea tata când eram mică și era cu engleza rupea. Mă punea să-i scot melodii, așa și am scos și mie două, trei melodii. Și ce făceam? Scriam cum se aude. Da. Și țiganul mergea la creșmă și toți de acolo ei cântau după... engleză. Păi normal. What you say, Stevie Wonder. Deci înțelegi? Nu, aici la Turbofin vin și versurile. Adică e clar că acolo ai fost în altă lume. E bine a fost tot, o furtună, dar ți-am zis, am stat ceva. Adică eu nu pot să fac o melodie. Pac, mă duc acum și fac o melodie. Nu trebuie să se coacă mult, rău. Și până o scot trebuie să se coacă. Adică nu știu cum să explic. E cred că din frică, din nesiguranță, din nu știu. Dar bine, acum nu știu că sunt undeva pe graniță. Sunt între Turbofin și Prețul Succesului. E drumul spre succes. Drumul spre succes. Da, dar acolo se vorbește de Prețul Succesului și ce e pe fundal și explică ce e succesul de fapt. Dar vine foarte bine refrenul. Videoclipul arată fain, pentru că sunt niște oameni în videoclip care fac lucruri. A fost nominalizat la GoPro. Da? Documentarul ăla. E un documentar de jumătate de oră la Drumul spre succes. Băi, am vrut să fac o poză și mi-a ieșit un film. Băi, a ieșit foarte bine. Nu am făcut eu. Doar am avut ideea. Am momente în care îl pun în mașină și ascult. Cap-coadă mă relaxează foarte tare. Teoria despre succes. Aia, eu am făcut melodii, că repet, fac mult. Deci tot am făcut negativul ăla, a stat ce a stat. Da. Trebuia să fie melodia lui Laur. Da. Și am zis lui Laur, bă, trebuie să faci o melodie care e despre succes. Eu nu știu ce, trebuie să faci o melodie despre succes. Și Laur mi-a arătat melodia aia lui Celelalte cuvinte. De la Celelalte cuvinte e sample-ul ăla. Celelalte cuvinte cu Florian Pitiș. Nu știu. Da, da, vezi, ești ignoramus un pic. Și mi-a arătat drumul spre succes. Mi-a arătat melodia aia. Am făcut beat-ul. Am stat ce am stat, am scris versurile. Și vreo jumătate de an, 8 luni de zile, a stat așa, la copt. Da. Și eu tot căutam o refren. Eu nu sunt bun cu refrenele, nu prea sunt. Adică foarte rar. Și am zis, bă, găsim ceva, cineva să vorbească despre succes, frate. Bă, da. Și am căutat vreo 6-8 luni. Și eu și Miță și Laur și toată lumea, căutam ceva. Dar n-am scris niciodată pe Google discurs despre succes. Și într-o zi tot vorbeam cu Miță, bă, să moară tata, bă, tot căutăm, găsim. Ia scrie-mă pe Google, discurs despre succes, like that. Și primul lucru a fost ăla, Andrei Pleșu. Discursul ăla care era dintr-o conferință, nu știu ce, da. Ați întâlnit cu el? Eu nu m-am întâlnit cu el. Mie îmi place de Pleșu, adică e un om foarte inteligent. Da, foarte, adică, come on, mă inspiră. Dar când a vorbit, nu mai țin minte cine a vorbit cu el, Ioana de la Universal sau nu știu cine, a zis că lui nu-i prea plac ciorbele astea. Așa, da. Fix așa a zis, nu-i prea îmi plac mie ciorbele astea. Știi, n-a înțeles. Nu cred că a plăcut, nu cred că are ce să înțeleagă el de acolo. Dar cuvintele alea ale lui, eu când le-am auzit, a fost gen... La tine succesul a venit destul de târziu. 28 de ani. A trebuit să mergi până în străinătate să muncești ca să iei casetofon sau ce să-ți... Nu, laptop. Vreau să-mi iau calculator. Da. Nu aveam bani de laptop. Dar un calculator, vreo 1000 de euro, cred că reușeam să-mi iau. Unde ai fost? În Italia, la soră. Soră mea era în Italia de vreo un an. Da. Nu, mănâncă ca de vreo 2-3 era. Eu am fost la 23 de ani acolo. Am fost la Roma. Primul loc unde am ajuns la Roma. Da. Deci eu n-am mai plecat din țară. Ne fusesem Iași, Piatra, București, Galați și mari capitale. Și gata. Și m-am dus direct pe Roma eu. În autobuz din ăla cu romenii, știi, singurel, nu știam ce. Neamul meu din Buhuș, da? Paranteză. Da. Neam de țigani grei. Da. Mă duce autobuzul ăla și mă duce lângă Roma, la un ăsta de pe lângă Roma, de la mare, pe lângă Ostia, cred că era, care se numea Prima Porta sau ceva. Trece autobuzul pe lângă aia de care scria Prima Porta și eu mă uit și eu. Și era tăiat cu spray și scria Buhuș. Era puternică infiltrarea acolo. Face autobuzul dreapta, pe stânga, case de alea italienești de vacanță, știi cum sunt alea, da?
soare, palmieri, o bine. Oh. Mă uit în stânga, niște porci salteau în față. Un zlătar era direct în, într-un scaun, fotoliu scos afară. Fotoliu. În curte puradei, nu știu ce. Adică era pisica albă, pisica neagră. Da, 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 acolo. Number one. Am început să mă panichez, zic, oh shit. Am plecat de acasă, am ajuns acasă. Eu venisem de la Bacău, din civilizație, adică de Bacău, zic, măi. Zic, fac, ăștia au chiar aici, bă, tot sătucul ăla, erau toți verii mei, toți neamurile mele, toți erau acolo. Și, asta zic, tu ai ajuns acasă. M-am speriat, pe aia m-am auzit la sormea, sormea stătea pe lângă, cred că sormea stătea în prima portă, și asta era alt orășel ăsta lângă Roma. Și asta am făcut, cred că am început și la anterior vreo 3 luni, ceva rău de tot. După vreo 8 luni, 9 ani de zile m-am întors cu coada între picioare și am zis că fac Maria Ioana. Maria Ioana o aveam în buzunar de 99. Da? Scrisă. Nu era înregistrată. Dar aveam cumva aia, credeam că e ceva. Nu știu, știi? Ai avut încredere bună. Aia asta, nu, aia a fost Dan Popiș cu tataie. Că la un dat eu n-am mai vrut să scol la Maria Ioana. Și Dan Popiș tataie mi-a zis că asta e melodia. Da. Nu, 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 nu. Dacă nu mă îndrumau ei atunci, nu cred că eram aici. Păi și asta este o mare piatră de temelie și Maria Ioana de la, din ceea ce ai făcut. Acolo s-a făcut, acolo s-a întâmplat zeama, aia a fost momentul care mi-a salvat viața, zic eu. E adevărat că la Sound Clash te-ai bucurat atât de tare că era Irina acolo încât ai vrut să o pup de fericire și ai pupat microfonul așa tălâm? Nu era la Sound Clash, la unde erai? Doamne. Dar cum ai și făcut? Acum mi-aduc aminte. Și românca se uita, nu înțelegea ce am făcut. Păi, deci da. Eu eram, am cântat, m-am extrat, da? Era sfârșit acolo, era o melodie, la sala palatului era, la concertul ei și era melodie la sfârșit, era... Da. Se cânta Bobo la tobe, toate tobele le cânta să moară tata dacă nu... Și eram, mamă, mamă, și eu m-am excitat așa tare la sfârșit și când s-o pup, știi, am pupat-o și eu cu microfonul în mână și am făcut... cu microfonul. Nu cred. Și ea m-a văzut, săraca. Eu cam obrazul, microfonul, nu mai știam ce fac. Tu ai pupat ce ți-ai ieșit ca la moaște. Exact, fix aia. Să rămână apă, dar prăzintele. Și ce a zis? Eu am început să râd instant de mine și ea nu înțelegea și a uitat la mine. Bă, ăsta chiar a pupat microfonul? Ce pa... Deci, și ea cred că a simțit așa fiorul. A zis așa să rup la microfon. Mi-aș fi dorit și eu. Pentru tine era. Pentru tine era nebună. Dar având microfonul între noi. Jesus fuck man. Zim ce artiști ai luat cu tine pe arca lui Noe. De oriunde? De oriunde, da. Dude, sunt mulți rău, prea mulți. Ceva să zici, bă, să fiu eu sigur că o să existe dublaj. N-aș vrea să moară niciodată Stevie Wonder. Da. Și George Benson și Tarantino și mulți, prea mulți, dar ăștia sunt cei mai importanți cumva. Și ăla de la Jamiroquai? Ăla? Ăla JK de la Jamiroquai? Deci dar ți-am explicat Benson? Întrebarea. Da, da, da. Jamiroquai, Jay-Z, Benson, Jay-Z, în spate de Jay-Z. Gabi Luncă, Ion Onoriu. Jay-Z e, da, Jay-Z e ăla. Pentru mine, când eram mic a fost. Da? Na, de ce? Nu știu, m-am conectat cu el așa, am simțit tot timpul că e kindred spirit, cumva. Și mie îmi place de el. Îmi place mai mult decât Kanye. Îmi place și Kanye e weirdo. E weirdo. Dar e cel mai influent din rap, din punctul meu de vedere, dacă știi, acum iar vorbesc eu ăla, știi? Tu de stand-up, eu de muzică. Băi, are o... Kanye e cel mai influent în rap ever, nu a fost unul. Are mai... o piesă Black Skinhead. Care sună într-un mare fel. Da, e pe albumul Isis, da, albumul ăla a fost. Cu ceva acolo. Nu. Nu e pe albumul ăla? A apărut după? Nu, ăla e bombat din start. S-a născut bombat. Da. Dar și Dali era bombat din start. N-ai ce deci ăștia care sunt crazy așa, știi? Adică sunt unii weirdos care fac niște chestii. Eu n-am ce să le zic. Știi, chiar dacă nu-mi place de ei. Ăsta e ca vărul ăla care, știi, care l-ai în familie și face numai panoramă. Dar face ceva bine. Pantofi undeva, sau ceva, omul ceva face acolo. Bine, învârte mămăliga bine. Bați seriale? Binging chestii? Te uiți la comedie? La comedie mă uit. Nu, nu, la seriale... Filme de comedie sau seriale? La filme mă uit, seriale mai greuț. Că e foarte mult. Că durează. Da. Nu te-a prins asta cu coroana? Cu... Nu. Care cu coroana? Cu Anglia, cu regina, cu Diana. A, cu... Nu, it's not. Game nu, am văzut...
Am văzut serialele importante. Ce înseamnă asta, serialele importante? Că poate sunt unii care nu le-au făcut până acum. Adică dacă ar fi să te asculte din seriale, ce crezi tu că ți-ar pica? Adică ce a fost important pentru tine de a-i zis, eu trebuie să-l văd pe ăsta, că dacă mă întreabă... Sunt unele seriale care sunt importante. Care, mă? Zi-mi și mie, unul. Oz. Oz? Da. Oz sau Ozdrak? Oz. Și Ozdrak. Oz. Dar Oz... A, închisoarea... Gata, știu despre ce e vorba, da. Oz este primul serial făcut de... HBO, da? Care e gen out there. Și era cu gangster, cu rapper, cu astea, adică m-am doit. Ăla ți-a plăcut? Vorbeam între noi despre el. Și? Și nu erau seriale multe atunci. Și după vremea. Oz, hai că să zicem că te-a atras asta, că na, reperaș, viață. Bă, chestii. Nu știu, dar am văzut Breaking Bad, Cap Coadă. Da? A, bine, te-ai uitat la Breaking Bad ca să vezi rețeta, să vezi cum se face. Nu, mi-a plăcut, adică îmi plac seriale, dar nu atât de, nu mă doaie. Adică Game of Thrones nici nu... Nu. I don't understand. Eu cunosc oameni care acum s-au apucat de el, la vârsta asta. Da, nu, la mine nu am funcționat. Ai mare grijă. Ce? Și ultima comedie la care ai fost și ai văzut-o, sau ai văzut-o acasă, un film, lungmetraj, sau dai remake-uri, te uiți în continuare la Meet the Fuckers și... Ultima comedie bună. Jesus, fam. Iar mă pui în spate, nu știu. Dar te mai uiți la filmele pe care le-ai văzut și ai râs la ele? Da. Reiei? Da, sunt filme care îmi dau o stare bună și le bag pe alea. Ca și la muzică. Adică depinzând de unde mă aflu aici, îmi aleg ce să văd sau ce să ascult sau ce să... Eu am văzut de cred că peste 100 de ori Mericea cu vinul în coa, pentru că atunci când deschide ușa și atârnă sperma, e ceva de... E cel mai bun. E, mi se pare e cel mai bun. Ăla l-am văzut în cinema. Ăla l-am văzut în cinema. Nu o să uit toată viața mea. N-am văzut o sală să râdă la un film cum s-a râs la filmul ăla. Adică a fost șocant pentru mine. Aveam 13 ani, 14 ani. Da, da, era și în perioada Ben Stiller. Era buia că după a făcut toate seriile alea care n-au mai fost. Pentru mine să știi că... Nu, dar ăia regizorii au fost, nu Ben Stiller. Și regizorii, da. Să te gândești la așa ceva în coată, spun. Deci imaginea cu ea când deschide ușa și ea târna aia, și cu... Da, 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 și gelul. Bine. Puțin așa. Eu pot să spun că în ultimii 20 de ani, cea mai tare comedie, ceva la care nu pot să respir, adică dau stop să respir, este Dumb and Dumber. Primul. Aia când pleacă naspun atunci. Cred că e făcut de același regizor care a făcut Mergea cu vinul în coadă, dacă nu încerc. Se Frații poate. Farrelly, cred. Da, da. The Farrelly Brothers. Se poate, da. Aia că atunci când rămâne cu limba prinsă pe telescaun, e ceva, a zis, nu. A, umorul tău e așa, frate. Aia îmi place la tine. La tine este ca în casă, nu știu cum zic, sunt glume de alea de în casă. Aia zic că mie țiganii de afară, mie de-aia îmi plac, că sunt glume de alea de stat la masă, nu știu, adică râzi pur și simplu. Băi, dar îmi plac și aia care sunt un pic mai abstracti sau, nu știu, Louis e un pic mai abstract, nu? Și Chappelle e mai, nu știu cum. Da, cum. Îmi plac și aia. Eu nu fac stand-up. Cum mă uit și la Transformers sau mă uit și la Tarkovski sau ceva, știi? Mănânc popcorn la acolo, stau pe gânduri, fumez o țigară la Tarkovski, știi? Da, acolo te forțează puțin. Dar pe partea, adică așa văd lucrurile. Și la muzică cumva e la fel. Dar la muzică sunt într-adevăr un pic mai intru în filmul ăla, da. Judgmental și cumva. Da, mi-aduc aminte de un film că era cu un personaj, un supererou care se chema Mighty Mouse. Nu știu dacă l-ai văzut. Era un da, tip știu. Cu niște chiloți negri. I know. Și când apărea... Era deci, Mickey Mouse, dar da, forțos. Exact. Și când apărea, de fiecare dată apărea, din zbor și când se punea jos, se ridica și zicea asta. Here I come to save the day! Și mă gândeam de la tine din toate versurile, dacă ai fi genul ăla de Mighty Grasu, cu pelerină de achilos tragi peste tine, se vadă bombeu în față. Dacă ai apărea într-o situație critică, prin București, pe oriunde, așa, la Buhuș, în Italia, la prima poartă, pe al Buhuș, să apari... Ceva de la Turbofin merge. Da, nu știu, zi-mi un vers, că nu te văd. Deci să te oprești, să ridici mâna și să zici ce... Curvile astea-s cam de la sat. Dar cu vocea lui ăla, mă, de era... Here I come to save the day. Curvile astea-s cam de la sat. Acolo te văd și îmbrăcat așa și ea să zică a venit Grasu, ne salvează, știi? Facem echipa Dream Team-ul
Avem tot ce ne trebuie aici. Ia uite-mă că te duc în zona ta de confort. Ăsta e terenul de fotbal. Poartă. Poartă. Avem de ales 11 jucători să facem dream team-ul din repări. Pe cine punem în poartă? Din care repări? Din toți repării. Din repări, din toți din lume? Din toți din lume, da. Jesus, care e dream team-ul pentru echipa FIFA? De PS, de ce vrei tu? A, joc FIFA, nu mai joc PES. Da? S-a schimbat. Joci FIFA? Da. 2024? Of course. Și joci pe Ultimate Team? Mai mult jucăm decât facem muzică, oricum. Ultimate Team? Ai făcut echipă ca lumea? Ai deschis pachete sau nu? Pachete? Nu. Ce? Pachete. Deci joci și carier mod sau dacă nu kick-off. Nu, jucăm noi între noi. Atât. Vă schimbați chiloții, voi între voi. Atât. Zi-mi echipă. Deci facem echipă de FIFA, dar numai cu repăraș. Pe cine băgăm în poartă? Cine crezi tu că ar putea să apere cel mai Notorious bine? Notorious B.I.G. Notorious. E mare, ocupă loc. Da. Merge. E, trebuie patru... Fundații? Da, fundații. Fundații. Trebuie să fie mai violenți ăștia, nu? Supărați. Asta zic, să treci mai greu de ei. Da, dracu știe, mă, nene. Costel de la Popești. Există rapper Costel de la Popești. Ei, nici măcar de la Buhuș. Dorel de la Popești. Dorel de la Popești e rapper? Nu e, mă, nene. E greu, ți-a dat 11. Zi-mi doar atacantul atunci. Jay-Z, bros. Jay-Z? Îmi scrie atacant? Tot timpul. Auzi, păi atunci să punem pe Kanye pe aici. Kanye în spatele lui Jay-Z. A, mijlocaș? Da, nouă fals. Am înțeles. Ilie Dumitrescu. Pe extreme? Pe extreme? Pe extreme... Beyoncé, că e mai rapper ca mulți. În spatele punem între Jay-Z și Kanye. Omoară, nu e ok, între Jay-Z și Kanye. Pe dreapta sus. Pe dreapta sus. Am pus-o și pe ea. Bă, da, Eminem, băgăm numai... E pe bancă. Pe bancă. La mine, da. Aici e rezervă. La mine e pe bancă, Eminem. Și băieții de la Beastie Boys? Nici Beastie Boys nu sunt în primul 11. Nu. Că nu sunt așa de rapperi. Dre? Snoop? Dr. Drew? Da. Easy? Nici aia, nu. Eu zic că pe fund să-l lăsăm pe Uzi, toată banda. Să ia stânga-dreapta tot ce înseamnă fundaj. Nu cred că trece cineva de el. Pentru că, bineînțeles, Uzi bagă un perfuzii. Aș face un singur. Dacă e vorba de răutate, de pe ceva... Trebuie să fie ceva greu. Da. În fine, dă-o încă ca de listă, că e lungă. Nu găsim 11. Nu, nici nu găsim 11 rapperi adevărat. Da, nu. Ba da, mă, găsim, dar intrăm prea mult în Notorious ei. E foarte bine pe... Pe portar. Da. Ai putea să zici, nu știm. Acolo. Nu știm. La mijloc l-aș pune și pe Pleșu, în fine. Ideea e că mă mai gândesc. Pleșu is the original MC în România. Ăla mare. Dar apropo de nume mari, zim, e adevărat că ești marele boss de la Def Jam acum, adică a venit casa de producții la noi? Există? Def Jam este cumpărat afară de Universal, e în grupul Universal. Da. Noi lucrăm cu Universal România de 10 ani, cred. Ok. Și în 2016 am avut eu o viziune, o vizuină de asta. M-am trezit și am zis Def Jam România. Am sunat-o pe Ioana, i-am zis, uite, m-am gândit la asta. Și nu m-au băgat în seamă. Da? Și acum? Și acum în Polonia, de care grupul Universal aparține, adică e Universal Europa Centrală și de Est, în Polonia, șeful care actualmente CEO, sau cum s-o numi? CEO, da, de la Universal. CEA, a făcut Def Jam în 2018 sau 2019, cred. Și a avut super mare succes și i-a zis lui Ioana... Să facem Def Jam România. Și Ioana m-a sunat pe mine că știa că... Și asta se întâmplă? Asta s-a întâmplat marți cu petrecerea? S-a întâmplat marți petrecerea de lansare, dar noi deja de un an de zile tot lucrăm. Adică am strâns o grămadă de copii. Da? Cred că sunt vreo 25. Nice. Și am trecut de la vise de-astea de pește, de grandoare. Da. Mamă, rupem, intrăm, îi luăm pe toți. Că m-am dus la câțiva copii și le-am zis, bă, vine Def Jam în România. Și cine e ăla? Înțelegi? Da, da. Și... De unde luăm bilet? Ca cu prunea, știi? Gen... Da, 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 da. Și atunci mi-am dat seama repede că trebuie să o iau pe drumul lui
domnul Hagi și să fac o academie. Da. Și să o iau încet de jos și om vedea unde ajungem. Păi doar așa ori să afle, pentru că trebuie să vadă istorie. Adică un rapper care nu-și cunoaște trecutul. Din păcate nu mai există chestia asta, e foarte trist. Meșteșugul în sine mie mi se pare că dispare. Cam în orice, din ce în ce mai puțin copii care într-adevăr sunt pasionați și se uită în spate. Nu poți să construiești ceva dacă nu... De aia există, există istoria muzicii la școală. Păi există istoria filmului la școală. Eu cred există că istoria artelor. Sau ei nu sunt interesați, pentru că mi se pare că e o concurență actuală prea mare între ei. Ei se luptă între ei. El vrea să fie mai bun decât ălălalt, dar niciodată nu se gândește că ar putea fi mai bun. Nu, el vrea să aibă mai mulți fani ca el. Vrea să aibă mai multă atenție ca el. Nu se gândește că vrea să fie mai bun ca MC sau ca ce dracu face el acolo. Vrea să aibă acolo mai e problema. Păi și cum poate să aibă necunoscând trecutul sau neaccesând păi istoria? Păi ei se gândesc întâi la TikTok și după aia se gândesc la muzică. Da? Nu. Atunci... Cum să bubuie pe TikTok? Adică am ajuns în punctul în care e mai importantă atenția decât arta în sine, știi? Ceea ce e foarte prost. Eu am avut profesori foarte buni. Am avut norocul să stau pe lângă Tataie, pe lângă Chelu, pe lângă oameni care într-adevăr au păi făcut și, ceva. Păi și ăștia nu au înțeles, adică bun... Tu vrei să a fost și pandemia. Mare rapper, dar tu n-ai văzut, nu știi despre Straight Out, despre Camden, despre tot ce s-a întâmplat, dacă nu te interesează partea asta, să vezi ce a în fost. În comedie se aplică chestia asta? Adică sunt copii în comedie care vin din spate și sunt foarte... Trebuie să-ți recunosc că nu prea am legătură cu ei, pentru că grupul ăsta de noul val de comedianți este ținut foarte bine la The Fool de către Micuțu și nu știu ce, i-au promovat și sunt foarte mulți, nu-i cunosc pe toți și nici nu i-am văzut. Și pe la The Comic sau pe la Club 99, la Teo, Viu și Costel sunt, dar nu-i știu. Dar pe mine m-a ajutat foarte mult miile alea de ore de Neamărin, ascultându-l pe Amza Pelea, povestind într-un fel, pe Toma Caragiu și așa mai departe. Toate alea, inclusiv Vacanța Mare și Divertis, m-au ajutat. Adică interpretarea lui Ghiuri Pascu în interviuri sau felul în care Tony punea întrebările sau conducea interviu cu Mugur Mihăiescu, cu Dan și cu Radu, ce făceau da, acolo. Cu cât ai mai multe da. Influențe, cu atât ai mai mare o paletă mai mare să-ți faci tu căcatul tău. Asta le tot explic la copii, știi? Dar există un soi de... La rapperi, rapperii fiind așa un animal foarte orgolios și nesigur în același timp. Da. E o chestie foarte ciudată. Sunteți fraier, mă, ăștia ești bătrân, ești fraier, mă, ești, înțelegi? Noi n-am avut niciodată chestia asta, n-am fost eu cel puțin, n-am... Adică dacă am considerat că un om are ceva de spus, am fost foarte atent și, știi? N-am discreditat, doar că era mai bătrân sau că, știi? Nu, și cred că acum te-a ajutat în carieră și faptul că ai trăit viață reală. Pentru că ceea ce vorbim acum, tu îmi spui că sunt unii care se bat între ei și contează foarte mult TikTok-ul și fanii și follower și așa mai departe. Which is not real, man. Că până la urmă, tu ai trăit, tu ai fost în Italia să ții calculatorul și s-au întâmplat lucrurile astea. Băi, să râzi, dar și ei au foarte multe drame. Adică și ei au niște vieți foarte grele, dar cred că știi cum zice, mi s-a pus o albeață așa, cum zicea Ghiuri Pascu, da. Mi s-a pus o albeață așa pic față și nu mai vedeam bine, înțelegi? Cred că li s-a tras așa o albeață pe față cu tot ce înseamnă social media ăsta, știi? Și nu mai văd lucrurile pe bune, de-aia zic academia asta de rap care am început-o cumva, în mare parte eu asta fac, dincolo de faptul că aleg niște piese, niște albume, niște artiști, niște așa, stau și vorbesc cu el și ascultă muzică. Asta și asta facem. Se întâmplă acum? E, mai există Okapi? Sau e există Okapi Sound, există. E label-ul care ne-a consacrat. Mai avem niște artiști noi, Aris și Eddie îi cheamă. Doar artiștii aia sunt la Okapi Sound, da. În rest toți sunt la Def Jam. Shatra Benz e un nume mai mare care e la Def Jam. Uh-huh. Și sunt mai bătrân, noi nu mai sunt copii, nu? Guță-i da. De seamă cu mine. Și mai e OG Isbul care e un pic mai bătrân, are 30 și, dar în rest între 16 și 21, 22 de ani. Sunt mici pe treabă, na. Ce a fost la petrecere? Ce s-a întâmplat? Am pierdut? Nu știu dacă tu te bombezi așa când mergi tu la petreceri? Nu. Bei? Nu. Nu.
Deci nu. Am făcut o petrecere foarte mișto, am făcut la Mina acolo. Da. Unde a făcut cu... și Delia, am văzut că a făcut ceva. Și acolo sunt niște proiectoare care îți proiectează toată încăperea. Și noi am făcut niște metrouri. Am făcut vreo 4 stații de metrouri. Și mai dacă erai bombat și când începeam metrourile alea să te... Really? Era freaky dicky și înțeles. Da, a fost o chestie mișto. V-ați lipit de pereți. Da, un pic. Voi. Unii vreau să intre, că era destinat așa în 3D și părea că poți să iei pe acolo. Și s-a oprit omul cu capul. I-am stat o perioadă în cămin la un ATC și stăteam în cameră cu Bordea și aveam show-urile seara târziu. Lângă noi avea cameră singurul dealer de Matrafox din cămin. Și când primea marfă, avea niște de-astea, cum le zice, tobe de-astea micuțe africane. În care ieșea pe geam. Ascultă-mă puțin. Că erau zile în care nu era marfă. Și când primea marfă ieșea pe geam cu bongosurile alea și bătea în ele așa. Toți auzeam se strângeau toți. Opa, s-a primit marfă. Caută de bani, vezi de unde ai, ca să nu ții de un joint. Și eu veneam cu Bordea târziu de la Cafe Deco. Aveam spectacole și veneam târziu, că veneam pe jos, că ne dădea chișul 10 lei și ne luam pizza. Paranteză. Da, paranteză. Și intrăm pe hol, la etajul 4 eram. Și intrăm pe hol și de obicei era lumina aprinsă. Și era lumina stinsă. Și mergem puțin, nu știu cât am mers, 5 metri și am dat să aude din cap. S-a oprit Bordea. Noi stăm chiar în capul holului și Bordea a zis, bă. Și a zis, bă. S-a auzit iar. Doamne, tu ești... Fugim, ce facem? Și am dat în spate așa ușor și am aprins becul. Bă, și când am aprins becul, fix în dreptul ușii dealerului aici de era în dreapta, erau doi băieți care erau așa pe perete. Când am aprins lumina, a făcut așa. Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult că am crezut că ne-au zidit! Ce Matrafox era la vorul! Ai Bordea, nu luăm nimic era din tranșa de la asta. Ai Bordea, nu luăm din tranșa asta, nu luăm. Rămâne. Vedeți ce au ieșit de la ala din cameră. Au tras în momentul în care s-a închis ușa, i-au mers în față un metru. În momentul în care au dat de aia, nu se știe de când erau acolo. Dar ei amândoi, până n-am aprins noi lumina, ei au zis, nu se poate, aici ne-au închis, suntem zidiți. Ne-au zidit, Manole! Și tu cu proiectoare, ai dus și cu proiectoare, adică... Da, nu, a fost chiar mișto. Am cheltuit niște bani mulți. Ți-a plăcut asta, colaborarea cu Delia? Cu Despablito, cu... Cum adică dacă mi-a plăcut? Da, adică mi s-a părut că te-ai simțit ca acasă. Erai largul tău acolo, personajul ăla, mi se pare că e ceva. Dar eu am gândit... Deci eu când mi-a trimis melodia... Eu nu fac melodii dacă nu îmi place. Da. Nu mă bag deloc. Da, aici era ceva... Atunci simțeam, în perioada aia simțeam nevoia de o comedie și așteptam o comedie. Că îmi trimit un continuu melodii să cânt pe ele. Și mă duceam la bazin, la not, mi-aduc aminte... Și mi-a zis, Delia, uite, îți trimit melodia asta, nu place la nimeni, dar cred că ție îți place. Zic, ia, trimite, bă, nene. Bă, de când a început, și mi-a zis că se cheamă Despablito. Din start am zis, Bă, de la primul vers am râs de m-am căcat pe mine, că a început român ca să zică ce zicea acolo. Și instant mi-a venit primul vers, Mamacita, habla español. Aia mi-a venit primul vers instant. Și dacă îți vine primul vers, vorbitor de... Dacă îți vine primul vers, it's over. Adică e clar acolo, că se termină. S-a dus. Și primul vers și ultimul sunt cele mai importante. Ca și în comedie. Da, mișto, intrarea adică... și ieșirea, frecușul nu contează. Și videoclipul foarte colorat și foarte fain așa. Adică da, și eu atunci am văzut direct, am zis să joc pe Pablo, îmi fac mustață de aia, mă îmbrac așa, îmi fac și mă fac Pablo. Era și perioada cu Netflix-ul. Fusese atunci serialul, da. Exact, deci s-a nimerit perfect și combinația asta între pisica albă, pisica neagră cu... Custurița. Care venea... Și viața ta din spate. Și venea Pablito, înțelegi? A fost o chestie... Și Delia are și un noroc, așa, nu știu cum, s-a întâmplat clipul ăla în 2 zile. Adică mergeau oamenii să caute locație pe lângă Giurgiu pe undeva și l-am dat, ăla era, știe că bunica s-a stătea pe acolo, sau nu știu, producătorul, nu mai ținte cine a făcut producția la... Trage în dreapta să se ducă nu știu unde, intră pe strada aia și ce crezi, mă, pe strada aia, cum ai văzut la clip, la... așa era, era o nuntă acolo, adică, vineri era. O întâmplare tot. Și oamenii de la clip, bros, erau de la nuntă. Da. Adică omul s-a zis și acolo și ce e aici? Păi facem azi nuntă, facem azi botez și mâine nuntă. Vineri, sâmbătă. Dar noi duminică trebuie să filmăm.
A, păi nu mai rămâne și duminică. Dacă tot e nuntă. Ăia cu cea une, i-a întamat și pe aia. Fă ce zici nou, niște ciorbe, niște sarmale, niște... Ce ai, mă, nene? Adică cel mai mare bulan posibil. Logistica aia era deja bine. Făcută. Înțelegi? Aia e și foarte bine, da? Acum mi-a venit cu cea unu și mi-a lăsat puțin... Mi-e rău un pic, că noi mâncăm aici mâncare electrocasnică de asta. Vine acum Crăciunul și ne dăm în stabil. Asta e mâncare electronică, frate, când vrei să mănânci ceva sănătos. Știu. Da, cartofii, să știi că sunt făcuți, au producători aici la noi și sunt făcuți... Eu ți-am zis că sunt fan la Mac. Și lumărie, dacă vreau să-i dau ceva de afară, știu că la Mac nu mori. De la Mac nu mori. Niciodată. Adică e cea mai sănătoasă în sensul ăla. De, știi? Vezi? Aici gras, barbă, albă, ca mine, cred că vrei să-mi iei contractul. Ușor, ușor. E prea mult push, man. De când am început, dai tu tot dau cu McDonald's. Acum ai umblat la armele alea speciale. Eu îi dau lumărie, adică dai la copii. Îi dau și lumărie. Eu n-am ce să mai zic, acum m-ai închis total. Ca să rămân în contract cu McDonald's, trebuie să zic că eu le dau și de pomană. Dau și la morți. Că tu mi-ai luat partea de viu, te-ai dus la copii, la revedere, s-a terminat. Hai gata, că mi-e foame. Da. Totuși, am o speranță că ai dat jos tegulețul cu taz. Și asta, o să vadă cine asta la taz. Asta e burgerul de la București, care vine cu blugi și se duce la... La rece. Dă-ți da puțin prin tot tigaie cu armeri. Pune-l pe calorifer. Încărzi. La lumână. Toată lumea trebuie, ce s-a asta aici? Păi uite, da. Încărzi puțin hamburgerii de la Mac. Trăiască să rămână al patronul taz. Dar vine acum, vine Crăciunul și vine cu ceva cea unei. Eu mi-am luat porc. Săptămâna viitoare trebuie să merg la tăiat. Îl tai, mi-am luat porc frumos, 150 de kilograme, tu ce trebuie? Și vreau să întreb, de care dintre... ce Crăciun îți aduce aminte cu cel mai mare drag? Alea cu maică mea și cu toată. Sunt multe alea, dar e frunul mai deosebit, ceva, o întâmplare sau un Crăciun care îți aduc aminte de zăpada aia, de momentul ăla, de mersul la colindat, de, nu știu, de strâns cu ei la masă, la... Nu, era de Crăciun, era imaginea cu tata care bătea cozonacul. Da. Aia este ceva... De arsura aia de pe spate? De rupea cozonacul și mama zicea, mai dă-i. Și nu mai pofă, lasă-mă, că m-ai zăpăcit. Dădea ore întregi. Dar ieșeau cozonacii aia, tată, de rupea, înțelegi? Da. Deci asta cu cozonacii mi-aduc amintea. Da. Mergeai cu colindul? Aia, nu prea. Nu. Plăceau filmele, mă, nebunule, eu de mic. Hai să te acolo, erai... Irina Margarita Nistor, când începe la univers, că paparata, dă ceva să mănânc, pac, bagă. Cozonac. Eram de gras Crăciun. De mic, adică dacă mie îmi dădeai sarmale și somn, eram cel mai cuminte. Așa e și Mărie. E foarte cuminte, Mărie. Cred că ea de la mine chestia asta, nu... Și îi plac sarmalele? Să fac... Îi plac sarmalele, Mărie, dar nu prea mănâncă, măsă nu prea mănâncă carne. Da. Și e ok, așa. La mine când vine, în schimb... Și ai mei mănâncă, să știi că mănâncă și McDonald's la greu, dar mănâncă și sarmalele. Deci ai mei bagă sarmale... Există ceva mai bun pe planeta asta decât sarmale? Există, chiftele cu sos de ăsta roșu și cu usturoi. Chiftele în sos de ostropel. Nu? Sarmale? Atât? Există, mai că mă mai gândesc. Ba da, există carne la garniță sau pomana porcului cu mămăligă când întinge acolo. Nu. E pe locul 2, imediat în la vecinătate, dar sarmale nu. Da, the există, real shit. Gata, știu. Miez de pâine caldă în care întingi în uleiul ăla de la ficăței de rămâne cu maroneală de aia de la ficăței și întingi așa în pâine. Foarte și... aproape, ești foarte aproape, dar nu bate. Stai să mă mai gândesc. Nu bate. Gata, știu. Tuciu, după ce faci pomana porcului și scoți carnea și nu știu ce, mămăligă cu mâna și dai așa pe fundul tuciului să mai strânge niște carne de aia care rămâne. Foarte bun. Chiar asta am făcut cu Laur, care a fost la târgul de Crăciun, da, că avea cântare acolo, sau să facă probe și când a plecat de acolo la telefon, nu mâncați, că vin. Ce a luat? Și a luat omul toate alea și primul lucru a luat așa, n-a mâncat nimic și a băgat și a început să facă acolo. Păi și s-a făcut rău la vreo câteva ore. Deci mai bine, acum na. Asta zic, tu tai, de porcul, la sarmale, dacă... tu tai porcul tău. Acolo era un porc. Cine știe ce ba, porc mă, era. Eu cred că pe porc încă stăm bine. Acum să ne fie frică să mai luăm și porc. Trebuie să mergem să-l luăm de undeva că... Nu știu că aia cu tăiatul de porc. Eu îl iau de la unchiurerii de la Ianca.
eu știu ce a mâncat porcul ăla. El a zis că i-a dat numai ce trebuie. Alune. Să știi că în Spania ăla de mănâncă ghindă e cel mai bun belot. Aia zic. Pata negra. Da, pata negra. La noi nu știu exact dacă e să fie. La noi porc. Are pata maro mai mult. Cât de cât. Mergi prin lume, umbli, ai locuri dragi pe care le-ai văzut, te-ai plimbat. Ai avut. Sunt foarte care... statornic. Da? Da. Îți place pe aici? Care e locul preferat pe planeta asta? La mine în pat. Da? Nu, dar ai vrea să ajungi undeva? Din povești ai auzit că ar fi frumos. Aș vrea, la Thailanda, sunt mai câteva. La India. La Thailanda nu cred că... La Japonia. Japan me gusta. Da. M-aș duce la Tokyo Drift. Da. M-aș duce la New York. Și cred că o să mă, cred că să mă duc cu Maria, aștept să crească un pic. Și o să încep să umblu. N-am umblat decât aici, pe în Europa, un pic. La cântările de care îți vorbeam. La cântările, da. Dar și ți-a plăcut vreun oraș mai mult decât... Number one, cele mai cântări. Păi nu, mă, dar dacă te duci la cântare, e altceva, când te duci cu muncă. Aterizezi, ai făcut treaba, ai plecat. Ai ieșit bine, ai ieșit rău, aia e mai puțin important. Să te plimbi prin oraș, să stai acolo, nu știu, o săptămână, să vezi ceva. Nu. N-au să. Știi aia walking tours pe YouTube? Da. Așa zic și băieții. Ai, ai copii, unde vreți să mergeți astăzi? Bam. Tokyo, unde vreți? Pac, uite aici, insulele Feroe. Nu știu. Și eu mai merg. Eu am șemineu pe televizor. Că făcea fum. Adică am vrut să luăm normal. Asta zic. Nu, nu știu, nu, nu, nici ai mei nu erau. Eu n-am fost niciodată într-o vacanță cu ai mei. Că n-aveam bani, că nu știu, că ceva n-am fost. Nu știu, nu cunosc subiectul ăsta. Nu sunt foarte... La început, când am început să umblu cu stand-up-ul... Care-i pasiunea vieții tale? Să călătoresc. Nu. Ce, ce... Eu călătoresc, sunt călător. La început, când mergeam în turnee... Ce te ocupi tu? În turneele de stand-up, am văzut... Am avut niște orașe... Traveler, și... scuză-mă. No, am... Traveler. Traveler, nu călător. Nu, este... cum îi zice, mă... Trotters. Globetrotters. Globetrotters se cheamă. Așa erau la un moment dat. Eu m-am gândit la ceva de porc când ai zis. Nu. Eu mergeam prin orașe și când vedeam câte 10-11 legate așa în două săptămâni, dar n-apucam. Eram avion, tren, show, avion, tren, hotel. Și erau foarte mulți care vă întrebau cum a fost la Dublin, cum ți s-a părut orașul? Superb. Da, erau de ăștia care îmi scriau, ei fiind din Dublin, îmi scriau după show. Bobo, am fost la show, ne-a plăcut foarte mult orașul, cum ți s-a părut? Și eram, adică, de la gară. Te luam o mașină, te duceam în hotel. E mișto. Dormeai, ridicai, da, da. E ceva aia, frumos. Și am zis, bă, mi-am dat seama că în ultimii 10 ani pot să spun despre orașe și de pe la noi, de prin țară și de prin afară, în funcție de cârciumile care ne-au cazat de după show. Adică pot să zic, cum e Dublinul ca oraș? Bună berea în clubul ăla. Da, nu, urât. De ce? Multă guda în... Am avut un hamburger cu guda și nu suport guda. Păi nu, și orașul, căcat, eram în Dublin. Adică îmi place mai mult Sibiul ca oraș. Că mănânc salam. Nu, ca au jumări, adică da, sau că mănânc salam. Am avut un concert la Bologna. Da. Și mi-a zis un tovarăș să mănânci spaghetti. Dar mi-a luat ceva timp să înțeleg ce pula vrea să zică și de un... Să mănânci spaghetti. Mă, ce morții, mă, de să mănânc spaghetti. Mă duc la Bologna, ce treabă. După care în capul meu, știi, ia la fel, mă duc la Sibiu să mănânci salam. Să fie ceva legat de treaba asta. Asta e foarte bună că asociază cu locul. Dar într-un fel omul te-a ajutat. Ai să duci la Bologna să mănânci spaghetti de alea originale. Nu asta de la noi. Nu știi că se pleca înainte că salamul că de Sibiu se face la Bacău oricum. Asta nu mai zic și nu e din carne de... E din cal sau nu știu în ce. Nu știai asta. Nu e din porc, îți jur. Fii atent. Aici am ajuns? Da. Distrugem mituri? Da. La da, bravo. Ascultă-mă puțin, ia să vedem. Salam. Am mâncat cal în tot acest timp? Sibiu? Cred că glumești, e porc 100%. Nu. E porc 100%. Nu. Controversa salamului de Sibiu, conține sau nu carne de cal? Nu e, mă, nene. Nu, cutuma are un sâmbure de adevăr. La 1900 nu existau aceste membrane pe care le utilizăm noi astăzi. E din membrane, auzi? Atunci, membrana care se oferea salamul de Sibiu era de cal. A, mațu, mă. Nu carne. Hai, mă, ce dracu, am fost la Sibiu. La Bologna am mâncat spaghetti. Și da, erai mâncat tu la Bacău salam de la original. Deci prapurele era de cal, mă. Poate cu Agricola facem ceva. Bine.
Salam, Sibiu, sup, ăla îl mănânc, îl rup. Dau și la copii, poate băgăm și în McDonald's. Și lui Maria, așa zice Maria când e my favorite. Ăsta de Sibiu? Da, my favorite, așa zice. Mie îmi place la de vară să știi că Maria mea mănâncă și number prăjit. One. Eu îi mai prăjesc. Ăla este number fucking one. Și nu-i prăjesc să facă cum se făceau creveții pe timpuri. Dar tu de unde iei salamul de vară? Asta e o întrebare deep. De la Kaufland. Comand un curier taz. Mi-au salam. Nu, salamul de vară trebuie să-l, nu, trebuie să-l de undeva de o obor, o Hala Traian. Nu am. Nu iau de la, vezi, de la market. Dacă ai nevoie de salam și de iarbă, sună-mă pe mine. De salam și apă. Ăsta e următorul scandal cu grasul care l-a pleznit cu salamul peste față. Pe domnul, acolo te rupe. Domnule, i-a dat cu apă. Eram sigur că aici se ajunge. De acum câțiva ani, de când l-am stropit pe băiatul ăla care era beat. E, acum a lovit-o pe doamna cu salamul. Și era Sibiu. Nu sună bine titlul ăsta deloc. Da, da. Era de Sibiu. Și săracul era, nici de vară nu era. Da, da. Grasul a lovit-o cu salamul de Sibiu pe o doamnă în concert la Bacău, de unde se face salamul de Sibiu. Aoleu. Și după asta s-a ajuns să umbli să cu mămăligă în fund. În fine, la... Ea se numesc Tărzănei. Nu sunt Tărzănei, sunt Gudumele. Așa le știu. Tărzănei? La noi se zicea Tărzănei. Asta în zona la tine? Da, în zona fundului. De Loloți? Ei zic pasul Tihuței acolo. Unde se formează Loloții. Unde se bate șnițel. Da. Și oameni, bă, la Gengeri, zona aia de No Man's Land, adică unde stai la graniță să arăci pașaportul, se cheamă Fleac. De-aia îi zici cuiva, ești Fleac, bă. Și acolo se fac Loloții cei mai buni. Tărzănei. Dar de ce nu s-a îndocănei? De ce au ales Tarzan? Nu știu, frate, că cred că stau... Bravo! Echipa e multiculturală aici. Erau mai mulți. Stau atârnați pe liane. Da. De aici vine. Bă, oricum a fost funny că nu mai știu pe cine am avut de mult în podcast invitat și am întrebat cum a știe și mi-a zis că îi mai știa de Ploieșteni. Și a zis, bă, orice, dar până acolo n-am ajuns. Ploieșteni? De ce? Deci asta nu ai auzit-o, nu? Niciodată. Gudumele, Tărzănei, Loloți, Coace, Loloți? Coace. Nu. Coace, n-ai auzit. Nu. Dar nu era Tărzănei, era... Tărzănei era maxim. Adică la voi în zona pasul Tihuței nu se face altceva. Nu. Cred că sunt diferite. Tărzănei se fac în zona No Man's Land și mai există și Valea Doftanei între Buci se cheamă. Adică aia e zona... Un pic mai sus. Da, acolo. Acolo se mai strânge și... Nu doar Tărzănei. Se mai strâng și zidarea de la haine. Da, da, de stau un buric și se mută. Scamele. Fuck. Asta este cu buricul, este doar la Fat Facts. Nu știu, că alții care nu au sunt Fat Facts poate adevărat. Nu înțeleg asta. Dar noi... Nu. Sunt unii care, chiar dacă slabe, au buricul de calot. De calot. Au buric de graș. Asta sunt unii slabi care au buric de graș. Și atunci se întâmplă. Sunt și ei grași în devenire. Am și mâncat, am și vorbit. Am și mâncat, am și vorbit de treaba asta. Fii atent. Suntem la final de an acum, 2023. A fost unul bun? Ai rezoluții pentru 2024? Ți-ai propus deja să faci ceva sau relași să vină? Stai la film și dacă îți vine ceva, vine. Asta e cel mai simplu. Îmi plăcea să vizioneze viitorul. Da? Când eram mai mic. Adormeai, acum nu mai pot. Adormeai cumva împărțind câștigul la loto? Dădeai la rude și vedeai ce-ți mai rămâne? N-am jucat niciodată la loto. Nici eu, dar mă gândesc, nu, când mă gândeam dacă o să câștig cu îi dau banii și rămâneau puțin, mă. Era rușine de unii, mă. Și trebuia să câștig sumă mare ca să rămână. Nu te-ai gândit la asta niciodată, n-ai împărțit averea. Că n-am avut niciodată avere. Nici acum n-am. Ai avut parte de nebune? Adică ai fost abordat de nebune într-un stil în care te așteptai? Adică să mi se zbate un ochi. Da, să vină una la ce tine, întrebare să zică asta? Ceva. Gen, dacă ai avut
de-astea, grupii sau femei care să vină să te agațe. Că dacă mă întreb dacă am avut vreo nebună și nu înțelegeam de unde. Da, la modul ăsta să te lase mască, să zici, nu cred că mi-ai zis asta. Gen... Mean? Da, ceva așa. Ceva mean, să-mi zică ceva rău. Sau weirdo. Că de fapt aici în zona asta pișe-te pe mine, cacă-te. Asta e, Golden Shower, grasule. S-a dat drumul la Golden Shower, nu. Deci, nu s-a întâmplat, dar n-a venit una cască de aia de duș de la hotel. S-au întâmplat multe, mă, de-a lungul vieții s-au întâmplat tot felul de nasoleuri. Da. Și din nou, femeile sunt crazy as fuck, man. Like, on the real. Da, acolo ești într-o zonă în care îți dai seama că poți trăi și fără ele, sau? Mă scriu la școala de game, ți-am zis. La școala de game. Am depus dosarul. Ce vezi, vezi din ce ce pe acum mai anori. Păi clar, un pic de teorie știu, că sunt posesor de vreo 42 ani. Am înțeles. Adică cine să știe mai bine instrumentul decât violonistul? A, tu crezi că o să aveți și probă orală? De admitere, adică nu e doar scris? Trebuie să desenezi ca la accident, la amiabilă. Ia, tu nu știi că n-ai avut permis. Acum, dacă te lovești ușor, trebuie să faci amiabilă și să știi că există în partea de jos a foii de la era amiabilă. Era să zic că am lovit pe cineva și am plecat, dar n-am zis. Păi nu, foarte bine că n-ai zis. Ideea e că ai amiabilă și trebuie să desenezi cum s-a întâmplat mașina. Mi-a zis cineva că îmi trebuie să am chestia aia și eu nu am. Da, îți trebuie. S-ar putea să fii la examenul de... Bă, nu știu, în 2023 poate să mai trebuie. Ba da, mă, îți trebuie. Eu sunt atent și nu lovesc pe nimeni, nu... Bro, am turnat benzină pe mașină. Am luat pompa aia. Ai luat pompa și ai apăsat de la emoții? Bro! Nu mai zic că am luat pompa de la benzină. Să bagi în mașină de motorină. Să bag, și la range are o șpârlă care nu te lasă să bagi aia, da? Tu ai reușit să o bagi. Sunt păciulică. Alu. Bă, nene, ți-a întâmplat, mă, vreodată. Și aia avea o șpârlă care, de metal care nu puteai să o împingi, nu? Eu am crezut. Ciulică, zi-mă tu, ți s-a întâmplat vreodată să nu? Da. Îți apare o chestie galbenă? Bă, dar mie nu mi-a apărut nicio chestie galbenă, ca să nu fure benzina, are un sistem, range-o chestia. Da. Bă, nene, nicio chestie galbenă. Bă, grasule, tu ai băgat benzină sau motorină? Bă, da, ești, crezi că-s prost? Eu eram cu aia de benzină în mână. Da. Crezi că-s prost? Ce dracu? Motorină? Crezi că nu știu ce mașină? Nu ce merge, bă, ea! Bă, cred că am stat un sfert de oră la benzinăria aia. Și probabil m-ai intrat? Am pus cu țărita. Băi, deci nu e 2 litri, dacă... 2 litri de benzină. Deci n-ai intrat, dar tu tot ai pus cu țărita. Ai zis, bă, nu o mai defecțiune, aveam. Da. Zicea ăla acolo, da. Băi, nu mai ai costel din ăsta. Zice Ciulică, băi, fă așa cumva, că el credea că aia galbenă, dar nu văd eu. 2 zile a stat mașina fără benzină, n-am condus-o. Eu o să și dau... după aia, duc la benzină cu tovarășul meu, care ia aia de motorină. Am adus din casă, era în fața casei, făceam cu șurubelnița, am sunat mecanicul, băi, nene, nu merge aici, nu pot să împing aia. Și a venit la Cristi și a luat-o la așa și l-a băgat. Ce ai făcut, mă, nene? Și atunci mi-am dat seama, zic, fuck. O să dau bucata asta de interviu fără sunet și după aia o să intre pe oameni despre ce credeți că am vorbit eu cu la grasul. La benzină de perioada asta în care las doar aia în care zici. Deci aia, îți las pe voce doar când zici și mai zis că trebuie să fie ceva galben. Dar nu era. Lasă aia că nu intra. Și după aia las și asta cu am pus cu țârâita. Și a venit. Băi, am turnat benzină pe mașină. L-am zgâriat pe ăla. Băi, deci dacă apare vreun de-ăsta cu mine în trafic, e groasă. Nu, mă, dacă ai amiabil la desene, ce s-a întâmplat? Dar partea fanii e la desen, că trebuie să desenezi mașina ta cu mașina lui ăla. Știi că mi s-a întâmplat. Și eu aveam atunci un Pathfinder, nu, o Toyota, mi se pare, și aia cu care mă lovisem avea Toyota Auris sau ceva mică. Și când mi-a zis ăla că trebuie să desenezi accidentul, și ai ce să desenezi? Și ai zis mașină. Bă, tu crezi că ei au stat ani de zile să deseneze modelul ăsta și eu îl fac acum din pix într-un minut aici la voi, la secție? Păi trebuia să fiu geniu, mă, trebuia să fiu pe lună. Dacă eu pot să-ți fac o Toyota Land Cruiser și o Yaris... Trebuia să recunoști, am înțeles. Zi-mă tu ce mașină e asta. Eu puteam să desenez de mult, dar n-am știut. Care este artistul care ți-ar împlini visul acum să faci featuring-ul de all time? Adică...
Nu mă refer acum doar de la noi. Cineva care ți-a dorit foarte mult să faci un featuring. Jay-Z? Beyoncé? Da, dar nu pare așa. Nu știu cum să zic, adică nu... Ai grijă ce-ți dorești, că suntem în perioada sărbătorilor și eu de-aia te întreb. Doamne, ăștia văd proste, dar... Da, aș vrea să-l cunosc pe genul, nu știu dacă să fac o melodie cu el. Mi se pare out of this fucking world. Dar am visat de multe ori când l-am cunoscut. Dragoș, ți-a pregătit o surpriză, Roy, și echipa noastră? Era în WC-ul să mă arăt tata. Dar să nu pe român în WC-ul până la ora asta. Asta și pitit acolo la duș unde... Haide-mă, vino cu... Hai, bă, Jeane. Jeane, vino-mă cu oază, nu vezi grasul. Zim și mie, cea mai mare tribombă pe care ai făcut-o a fost melodia aia în engleză cu Alex? Aia a fost cea mai mare tribombă, da, și ai mai făcut ceva. Că era în engleză, nu că era cu Alex. Toată lumea zice că... Nu. Că păi era în engleză. Iar clipul... Să fie ceva. Clar, ne referim la asta. Eu sunt prieteni și cu Velas din același oraș. Da, mă, nu, Alexandru, când n-am mai avut sună problemă. Într-un fel aia în engleză, mă refer la piesă. Chiquitong. Chiquitong. E ceva deep, a fost deep. Cum s-a întâmplat atunci, n-am făcut melodia aia? Da, sunt foarte curios, da. Cum ai zis? Eram extra crispy la studio la Smiley, da? Pe pajiștei, nu știu dacă ai fost. Nu știu dacă ai... nu știu dacă ai fost vreodată pe pajiștei acolo. Crispy. Eram toți crispy. Da. Era și Baxter și Velea. Da. Și a intrat beat-ul ăla la un moment dat și începeau ei să cânte pe acolo, gângureau, nu știu ce, și mi-a zis Smiley mie, da, că nu poți face în engleză. Era atunci, pe vremea aia, toată lumea cânta în engleză. Nu știu dacă ți-aduci tu aminte. Toți din România încercau să o bubuie afară, din cauza lui Ina, nu știu ce. Cum se întâmplă în România la așa, când are unul o șpârlă și nu știu ce, toată lumea, hop, și noi, să nu pierdem ceva, știi? Da. Și eu, care mă mândresc cu faptul că rup engleza, adică no joke, zic, bă, nebunule, care ești tu? Am eu imediat, chichi. Să moră Bobby, în jumătate de oră am scris toată melodia aia. Și Velea pe partea lui, a făcut refrenul, bam, bam, în 45 minute cred că era gata piesa, știi? Și ne-am umflat cu toții, am trimis-o lui Dan Popi, când am auzit-o, Rusia, Hollywood, ceva, merge, s-a terminat, da, asta facem. Și m-am lăsat așa dus de valul ăsta, a fost rău de tot, iar clipul e ceva, Iulian l-a făcut. Moga. Da, the one and only. Și a fost ceva deep, și acum mi-e greu să mă uit la el. Dar piesa mi se pare în continuare mișto, dacă ar fi fost în română, cred că ar fi fost altceva. Și cred că și clipul era un pic altceva. E foarte mișto. Le-a vopsit pe alea. Tot ce mi-aduc aminte era țâțele lui aia, care erau Dalea. Da. Dalea. Deci se uitau Panoramic TV, știi? I-a greșit... Ezvest? Știi? I-a greșit situația. Da. Și i-a pus niște ceva că a, peste sfârcuri, că a vopsit-o, știi? Și erau ca niște, dar și alea erau strâmbe. Eu nu mai am aduc aminte că și spârlele erau păi strâmbe. De ce nu i-a pus m-am întrebat tot timpul. De ce nu le-a pus măcar drepte sau o atelă? Ca să, știi? O atelă la una dintre ele să dice sau ceva să fie și după aia punea corset. Sprijinea? Stai, să uite, era goală românca mâna, auzi? Creionul nu era. Da, ah, știu, ok, dar, trebuia o atelă, da, putea. Ai văzut genul ăla de acoperiș care stă să cadă și a mai pus câte o până repar la vară? Ca să nu cadă toată țigra de la umezeală. Jesus fuck, man. I-a stricat șapa la român. Asta zic, da. I-a umblat la buzuchi. Avea șapa lăsată la casele mici. Fii atent, trebuie să spun că am ajuns la finalul interviului. Merry Christmas. Merry Christmas și ție. Mie îmi place foarte mult de tine și sper să mai vii pe aici, pe la noi, să mai vorbim lucruri. Acum oricum a fost un moment pentru care trebuie să știe lumea. Tot încercăm să ne întâlnim de un an de zile, dar s-a pupat cu petrecerea, cu lansarea și așa mai trebuie departe. Trebuie să știe lumea că eu m-am invitat singur. Da, de fapt ești singurul. Bine, invitația era aruncată de mult de când a început. Ești singurul care a răspuns la invitația mea după ce am vorbit și ai spus, bă, uite, nu acum că nu e momentul. Ești singurul care a sunat înapoi frumos, a ridicat mânuța și a zis, vin să mă asculti. Da, păi, de asta am venit, pentru că s-a întâmplat chestia asta cu Def Jam și e o chestie care vreau să știe toți copiii și aș vrea să găsesc și copii și mai talentați și mai mulți care vor să facă asta și vor să o facă pe bune. Adică nu... Deci există academia acum? Cumva, da. Eu mi-e așa îmi place să-i zic acum. Poți să arăți cu degetul în dreapta, o să punem link-ul. În dreapta, nu, în dreapta. Mă. Așa. Nu, dar nu o să punem, îți dai seama, dar tot timpul mi se pare asta. Arată ăștia, băi. Def Jam cu grasul, aici. Aici, aici, ce? Da.
Mult succes. Sper să găsești copii ca lumea și să facă treabă. Bă, și eu sper. Sper să... să nu uite copiii ăștia în goana asta lor, că e o goană continuă, să se mai uite un pic și în trecut, că e important. Fie, am o serie de întrebări rapide la care trebuie să răspundești. Oale, oale. Ghenea sau Scarlett? Madalina Ghenea sau Scarlett Johansson? Scarlett Johansson. Naturale sau silicoane? Naturale all the way și micuțe. Moaștele sau extraterestre? Să aibă curul mare și țâțe mici. Asta e visul. Ăla e visul number one. Moaștele sau extraterestri? Extraterestri. Vin sau tărie? Vin, dar ți-am zis că nu sunt fan. Nu. Hagi sau Dobrin? Nu sunt atât de bătrân. Hagi, în pana mea. Zoro sau Sandokan? Wow! Wow! Sandokan? Da, da, tigru malezian. Dacă ai știut de Mighty Mouse, nu cred că nu știi de Sandokan. Of course că Sandokan, că repet, sunt țigan, adică despre ce vorbim. Bros, poate n-ai înțeles tu că dacă ai văzut s-au umplut Netflix-ul de filme indiene. Da. De ce crezi că s-au oprit s-au umplut de filme indiene? Nu știu. Pentru că toți țiganii din România se uită la filme indiene. Gras, mulțumim mult că ai venit. Prietenii noștri de la cult tot timpul dau câte un cadou pentru invitatul nostru. Deci nu e de la tine. Nu. Mă simțeam vinovat că nu ți-am adus cutia de la deci. Dar te așteaptă la pro. Cutia? Cutia cu cadou. O să trec să o iau, pentru că eu trec foarte des în Pro. Am trecut ultima oară în 2017. Dacă e doar cutia de la G-Shock, I'm a fuck you up. Am mai făcut. Îți iau ceasul de pe mână. Pe bune acum, 15.000, 10.000, 20.000. E cutia de la ceasul meu, de la Maurice Lacroix. E... nu mai e un G-Shock. E plin, mă! E plin, mă, nebunilor! E plin! Asta am să zic că și ea la școală de tine după un an de zile. Să rămână apă la prostești, un altceva. Nu mă așteptam asta. Bă, așa se întâmplă la noi. Ce să zic? Ce? E bine? Și pentru că ți-a plăcut și ai zis că ți-a plăcut, te rog frumos să-mi lași o semnătură pe masa valorică. Pentru că asta e o masă care are toate semnăturile de la toți invitații pe care vreau să o vând la un moment dat. Donez banii pentru un gras de 45 de ani. Există o problemă. Da. Bă, că lumea care a semnat aici. Da. Se duce. Dacă vrei să rămână. Exact. Exact. Va pup jos. Asta scrie. Va pup jos. Ai scris și anul, ca să știe. 2023. Ne retragem să terminăm și burgerul ăsta numărul 2. Vrei să-mi iei contract? E clară treaba. Vă mulțumim că v-ați uitat. Ne vedem peste două săptămâni tot aici pe Da Bravo. Multă sănătate! Dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, te rog eu frumos, apasă butonul de abonează-te ca să te abonezi la canalul nostru de YouTube, să știi tot timpul ce este nou. Și când sunt materialele în trend, să fii șmecher. Dreapta. Dreapta mea. Abonează-te pe butonul ăsta care este aici, partea asta. Aici.